Vă salut, prieteni! Eu sunt Bogdan Gamaleț și astăzi vă propun să urmărim un material documentat de jurnalistul și scriitorul George Hodorogea. Marile minciuni ale istoriei comuniste. Carnetul de partid al lui Burebista. Prin anii 80 circula un banc care se baza pe cercetările arheologice din Munții Orăștiei. Care este scopul săpăturilor arheologice? Să descopere carnetul de partid al tovarășului Burebista. Sau era și varianta să descopere catalogul cu colegii de la facultate ai tovarășei Elena Ceaușescu. Și bancurile nu erau deloc gratuite, fiindcă, odată cu tezele de la Mangalia, în România socialistă se declanșase o mare mistificare istorică. Se mai făceau și înainte supraapreciere asupra unor figuri istorice și a unor evenimente din trecut, dar ce se întâmpla acum era de un sublim ridicol, mai ales că mistificarea se făcea în folosul lui Nicolae Ceaușescu, care se dorea cel puțin egal, dacă nu mai important, decât vechii conducători ai țărilor române. De exemplu, începând cu anul 1969, dictatorul și-a organizat turul României, străbătând fiecare județ și în toate se repeta un spectacol omagiu ridicol. Călări și înarmați, regii daci și voievozii români veneau și se închinau liderului comunist. Este cunoscută megalomania lui Ceaușescu, dictatorul dorind să realizeze o legătură între el și Burebista, via Decebal, Ștefan cel Mare, Mircea cel Bătrân și Mihai Viteazul. Și asta s-a văzut cel mai bine în manualele de istorie dinainte de 1989. Exista în fiecare manual de istorie o poză cu un bust al lui Nicolae Ceaușescu, care în jurul său îi avea pe Decebal, Mircea cel Bătrân, Mihai Viteazul, Cuza, Bălcescu și Cogălnicianu. Se intitula Bărbați între bărbați. Obsesia dictatorului. Obsedat să apară și să rămână în istorie, Nicolae Ceaușescu a folosit manualele drept un instrument de propagandă prin care a falsificat faptele și evenimentele. Partidul comunist și cel mai iubit fiu al poporului erau cele mai importante subiecte, în timp ce perioada monarhiei era omisă aproape în întregime. Dar și epoca medievală suferea de grandomanii și de multe omisiuni. Și vă dăm un singur exemplu. Ceaușescu se credea un mare revoluționar și îi plăcea să fie asemuit cu Nicolae Bălcescu. Se crease o adevărată isterie. Practic, în fiecare oraș era un bulevard Nicolae Bălcescu și cel puțin un bust standard. Și se crease și o adevărată mitologie care îl prezenta pe revoluționar ca pe un om sărac și luptător cu domnitorii pentru popor, unul care a murit în sărăcie și aruncat la groapa comună a săracilor din Palermo. Atât de sărac fusese Bălcescu, încât își permisese să meargă de mai multe ori la Paris și Viena. Familia sa era una din cele mai bogate familii din țara românească, iar el, socialistul Bălcescu, era de fapt unul dintre marii masoni, având 32 de grade dintr-un maximum de 33. Și nu în groapa săracilor a fost înhumat, ci în osuarul de onoare al capucinilor din Palermo. Adevărul.ro vă prezintă o analiză în care profesori de istorie demontează minciunile și propaganda din manualele de istorie. Cei care au trăit epoca de aur din perioada comunistă își amintesc cu toții că manualele de istorie erau o mare minciună. Inițial, istoria era bazată pe directivele de la Moscova, deontologul de serviciu fiind sinistrul Mihai Roller, deturnându-se practic sensul neamului românesc, prin încercarea de a se spune că poporul român este de sorginte slavă și nici de cum latină. Apoi, profesorii de istorie au fost obligați să predea istoria impusă de Ceaușescu. Victorie! Am înfrânt! Cărțile de istorie comuniste vorbeau de un brav popor care a avut un rol de neegalat în istoria universală. Oare așa să fi fost? Să ne aducem aminte doar faptul că, în timp ce alții în secolele 12-14 aveau universități, la noi a apărut prima în vremea lui Cuza. Pe când alții construiau catedrale și universități, la noi erau case de chirpici. Nu putem contesta însă eroismul unor voievozi sau patriotismul lor, însă multe din faptele lor au fost hiperbolizate și mistificate.
Una dintre marile minciuni din manualele de istorie comuniste a fost rolul domnitorilor din Moldova și Țara Românească, despre care se spunea că au apărat vestul Europei de turci. Au vrut să scoată în evidență o mare forță a națiunii românești. În realitate, turcii, când au vrut să ajungă undeva, au ajuns, ba chiar cu românii alături. În rest, noi nu am câștigat niciun război cu ei, poate doar niște bătălii locale care nu au influențat cursul istoriei. Mircea Pora, istoric. De exemplu, se hiperbolizează victoriile de la Rovine sau Târgoviște. Dar despre ce victorie putem vorbi atunci când, după cele două lupte, atât Mircea cel Bătrân cât și Vlad Țepeș au fost nevoiți să-și părăsească tronurile și să plece în exil în Transilvania sau Ungaria? Și exemplele ar putea continua, dar preferăm să detaliem cea mai mare minciună a comuniștilor, și anume ziua de 23 august 1944. Falsificarea zilei de 23 august. În literatura de specialitate comunistă se vorbea despre rolul Partidului Comunist Român și Mișcarea Muncitorească. Se avansa rolul PCR în răsturnarea și arestarea guvernului Antonescu și se spunea că membrii PCR erau câteva sute de mii, dar documentele demonstrează că în anul 1945, atunci când cu ajutorul tancurilor sovietice s-a constituit guvernul Groza, erau în jur de 800-900 de membri de partid. Cea mai mare sărbătoare comunistă din România, ziua de 23 august, a fost rodul unei falsificări propagandistice a istoriei, atât în ceea ce privește semnificația zilei, cât și a forțelor sociale și politice care au realizat-o. Printre principalele unelte de mistificare s-a numărat manualul de istorie de clasa a 10-a, Istoria Contemporană a României, editat în anul 1980. Manualele erau expresia ideologiei naționalismului comunist și promovau o viziune mistificatoare asupra istoriei, care era considerată un instrument al ideologiei de partid și nu o disciplină socio-umană independentă. Legat de evenimentele din 23 august 1944, trebuie să menționăm că Partidul Comunist era un partid cu nu foarte mulți membri și mulți dintre ei erau străini. Deci nu e posibil să fie avut rolul principal în înlăturarea lui Antonescu și întoarcerea armelor împotriva Germaniei. Mai ales în partea istoriei de secol 20, în ceea ce privește comunismul, erau nenumărate exagerări și mistificări. Tudor Sălăgean, istoric. Astfel, în manualele de istorie se specifica faptul că răsturnarea dictaturii lui Ion Antonescu și întoarcerea armelor împotriva puterilor Axei au fost meritul aproape exclusiv al Partidului Comunist, rolul regelui Mihai și al partidelor istorice fiind minimalizat. Aceasta în condițiile în care, în realitate, Partidul Comunist era o mișcare ce activa în ilegalitate, cu un număr redus de membri. Singurul motiv pentru care comuniștii au fost implicați în formarea noului guvern a fost insistența lui Stalin, care amenința că nu semnează armistițiul cu România. Din cărțile de istorie au dispărut contactele și negocierile cu aliații și mai ales faptul că discuțiile privind întoarcerea armelor au fost purtate de partidele istorice, care, deși fuseseră interzise în timpul dictaturii lui Antonescu, au fost totuși lăsate să funcționeze. Nu se scria nicio literă despre emisarii trimiși de Iuliu Maniu la Ankara și la Cairo sau la Stockholm. În manualele comuniste se arăta că, în după amiaza lui 23 august, pe baza înțelegerilor stabilite cu Partidul Comunist Român, regele a respins planul propus de Antonescu privind mobilizarea și continuarea războiului și, cu ajutorul unei formațiuni militare din garda palatului, special pregătită în acest scop, l-a arestat pe Ion Antonescu. Arestarea guvernului antonescian a marcat începutul insurecției. Imediat după aceea s-a trecut la aplicarea celorlaltor măsuri stabilite de Partidul Comunist Român, în colaborarea cu o serie de ofițeri și generali patrioți, unii dintre ei având funcții importante în comandamentul militar al capitalei și în conducerea unor unități ale armatei.
În manual se mai arăta că prezența lui Lucrețiu Pătrășcanu, reprezentantul Partidului Comunist în guvernul generalului Sănătescu, care a preluat puterea, se datora prestigiului pe care Partidul Comunist Român și-l dobândise de-a lungul anilor de luptă pentru progresul țării, faptului că Partidul Comunist se situase în fruntea forțelor care reușiseră acum să doboare dictatura militaro-fascistă. În realitate, arestarea lui Ion Antonescu și întoarcerea armelor s-au derulat sub auspiciile regelui Mihai și a reprezentanților partidelor istorice. În situația în care Armata Roșie invadase deja nord-estul României în luna martie 1944, regele l-a trimis în 23 martie pe generalul Constantin Sănătescu să îi sondeze pe militarii de pe lângă Ministerul de Război și Marele Stat Major, despre care se credea că sunt opozanți ai lui Antonescu dacă erau dispuși să treacă la acțiune. Odată cu primirea unui ultimatum de predare din partea aliaților, regele le-a cerut liderilor politici să își asume responsabilitatea de a se pronunța pentru pace, caz în care el i-ar fi cerut public lui Antonescu demisia. Acest lucru însă nu s-a întâmplat, iar regele Mihai I s-a convins că avea nevoie de armată pentru schimbarea mareșalului Antonescu. În luna august 1944, regele Mihai a sesizat un moment bun pentru lovitura de stat, întrucât Germania retrăsese divizia de tancuri din România. În ziua de 20 august, regele s-a întâlnit cu liderii militari, care s-au pronunțat în favoarea loviturii, fiind de față generalul Constantin Sănătescu, Ion Mocionistircea, Grigore Niculescu Buzești, Mircea Ionițiu și generalii implicați în război, Mihail și Aldea. Istoricii lui Roller afirmau că întoarcerea armelor împotriva Axei a constituit o victorie a țării și că frăția de arme româno-sovietică a pus bazele trainicei și indestructibilei prietenii dintre poporul român și popoarele Uniunii Sovietice. Atât de prieteni au fost sovieticii încât nu au recunoscut României statutul de co-beligerantă și, în plus, ne-au obligat la despăgubiri uriașe și au anexat și provinciile românești Basarabia și Bucovina de Nord. Unde sunt regii? Unde este monarhia? Din cărțile de istorie comuniste lipseau evenimente importante, precum perioada monarhiei. Nu se vorbea nimic de anii politici dominați de brătieni, lahovari, duca, maghiaru. Nu se vorbea de Ferdinand, regele unificator. Se vorbea doar jignitor și la modul peiorativ despre Carol al II-lea. De exemplu, nu se amintea de rolul esențial al voievodului Carol în cadrul războiului de independență din 1877-1878. În schimb, era acuzat, atât el cât și așa zisa monstruoasă coaliție, de răsturnarea și exilarea lui Alexandru Ioan Cuza, deși viitorul rege chiar nu avea niciun amestec. Dar să vedem și care este adevărul cu monstruoasa coaliție. Întreagăt trebuie spus că este un nume dat de Karl Marx, o alianță dintre conservatorii și liberalii radicali, constituită în scopul îndepărtării domnitorului Alexandru Ioan Cuza. Dar de ce trebuia Cuza înlăturat? Simplu, Cuza nu respectase contractul prin care avea dreptul la un singur mandat, el dorind de fapt coroana și o dinastie. Deja numindu-și băiatul făcut cu amanta Maria Obrenovici drept prinț moștenitor, dar să vedem cine făcea parte din coaliție. Erau următorii: Ion C. Brătianu, C. Aroseti, Mihail Cogălnicianu, Lascăr Catargiu, Ion Ghica, Dimitrie A. Sturza, Nicolae Golescu și Petre Mavrogheni. Cu toții mari patrioți și care în majoritate fuseseră aceiași oameni care forțaseră dubla alegere a lui Cuza pe tronul comun al celor două țări românești. Cuza nu respectase pactul, plus că ducea o viață imorală și se înconjurase de oameni corupți și venali, dar așa ceva nu găseai în manualele de istorie. Subiectele tabu ale istografiei comuniste. Nu se amintea deloc despre închisorile comuniste, despre experimentul Pitești, Gherla, Sighet, Aiud, despre deportările în Bărăgan, despre crimele de la Canal, etc.
Nu se vorbea de faptul că toți cei care înfăptuiseră Marea Unire de la 1918 în frunte cu Maniu fuseseră aruncați și uciși în închisorile comuniste. Nu se spunea nimic de zecile de mii de intelectuali români uciși în aceleași pușcării, de miile de preoți morți pe altarul credinței, nici de sutele de mii de români jefuiți de case și bani și aruncați ani grei în pușcării, nici o vorbă de eroii munților, singurii care mai luptau împotriva agresiunii sovietice, arestați și executați. Nimic despre sfinții închisorilor, mari teologi ortodoxi, greco-catolici și catolici, chinuiți, torturați și unii chiar uciși pentru credința lor. Toate acestea erau subiecte tabu pentru comuniști. În schimb, sub atenta îndrumare, accentul istoricilor plătiți și fără scrupule mergea pe daci. Mereu s-a dorit să se arate că suntem un popor mare, puternic și existăm de peste 2000 de ani, că Burebista ar fi stăpânit un regat imens, de la Marea Neagră până în Slovacia de azi și de la Dunăre până în Danemarca, lucru nedemonstrat de nimeni. În plus, tot ceea ce arheologii descopereau era prezentat ca o realizare făcută la îndrumarea directă a tovarășului Nicolae Ceaușescu. Uneori aceste anunțuri erau atât de ridicole încât nici cei care le prezentau nu prea-și puteau stăpâni zâmbetele. Totul se întâmpla sub îndrumarea și atenta supraveghere personală a tovarășului Nicolae Ceaușescu. Marius Oprea, istoric. Și dacă vorbeai despre o descoperire din epoca bronzului, trebuia să spui: sub îndrumarea și atenta supraveghere personală a tovarășului Nicolae Ceaușescu s-a descoperit o statuie de bronz care acum figurează în muzeu. Mircea Pora, istoric. În loc de concluzie, mai țineți minte că în cărțile de istorie ni se arăta o fotografie de la un marș de 1 mai cu figura tovarășului Ceaușescu în centrul manifestației? Era o dublă mistificare. Chipul lui Ceaușescu fusese introdus prin trucaj în fotografie și destul de neglijent, fiindcă dimensiunile capului erau mult prea mari față de celelalte chipuri din poză. Dar, culmea ironiei, s-a demonstrat după 1989 cu fotografia reală că nu era vorba de un marș socialist de protest, ci culmea, fotografia era făcută în realitate la o manifestație promonarhistă. Atât de departe se mergea cu minciuna și cu manipularea. Propaganda dorea să arate că Nicolae Ceaușescu era exponentul cel mai de sus în rândul personalităților pe care le-a avut vreodată poporul român. Și răul fiind făcut, nu ne mai mirăm că și astăzi există destui români care cred încă în cel mai iubit fiu al poporului, geniul din Carpați, primul miner al țării, etc. Dragi prieteni, eu sunt Bogdan Gamaleț și vă spun, ca de obicei, că vă aștept cu drag și data viitoare. Pe curând!